să ascultăm cuvântul Domnului și vom citi din 2 Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 7, inclusiv. Fii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă! Și unul dintre ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. Și el a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei, ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat, ah, domnul meu, eram prumutat. Omului Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică și a întins mâna și l-a luat. Amin. Să ocupăm locurile. Textul din seara aceasta este extrem de simplu și cred că destul de cunoscut de dumneavoastră. El se referă la nevoia unei școli de proroci, cred că s-au mulțit studenții și aveau nevoie de un loc mai larg, de un loc mai mare ca să studieze, să se formeze ca și profeți al lui Dumnezeu. Studenții sunt gata să se implice în construcție, au o idee. Ne ducem să te îmbârne de la Iordan, de lângă Iordan, Probabil în jurul Iordanului creșteau copaci mult mai mulți și mai mari decât sunt astăzi. De fapt, istoria spune că turcii, după ce au cucerit teritoriul de astăzi a Israelului, au comis una dintre cele mai teribile fapte din istoria cuceririlor militare. Au tăiat toți copacii care au existat în țară. Toți copacii care au fost în, în Israel au tăiat un fel de răzbunare ecologică, dacă vreți. Poate nu este întâmplător că Israelul astăzi, prin tradiție acum, fiecare copil la școală trebuie să planteze cel puțin un copac în fiecare an. Un lucru care ești îndeplăt să-l faci dacă te duci în Israel este să plantezi ceva copaci. Este un lucru nobil pentru această țară. Milioane și milioane de pomi sunt... Practic, Israelul se schimbă, este împădurit astăzi datorită acestui program de reîmpădurire a Israelului. Dar spuneam că turcii au tăiat la un moment dat toți copacii care au existat. În jurul Iordanului creștea probabil o pădure cu uh, copaci buni de construcție, așa că elevii aceștia, studenții de la școala profetică, l-au uh, mobilizat pe Elisei să meargă cu el cu ei l-a tăiat lemne l-a pregătit materiale pentru uh, lărgirea școlii profetice întâmplarea nefericită este că unul dintre acești studenți având o secure împrumutată de la cineva s-a pregătit și el de construcție Nu și a împrumutat uh, uh, instrumentele de lucru de la cine a, a știut I-a căzut securea în apă. Se vede că ăsta e student la teologie, nu? E student la școala profetică, nu se pricepe la securi, nu? Deci ăștia ar trebui să se priceapă că pe vremuri erau securiști. N-a verificat să vadă dacă securea e bine pusă în coadă sau nu, nu? Am fost la un prieten de meu, ăsta era profesor de istorie și ăștia, precis, nu se pricep la securi, se mișca securea în coadă. Și te am spus, băi, Emil, ai grijă că asta ajunge în alte parte decât. Cade. De... Cum se cade, zice el. Păi se mișcă coada în secure. Zice, și coada de la vacă se mișcă și tot nu cade. Asta era filozofia la... lui Emil Creangă. Te alemne. Ceva asemănător s-a întâmplat și cu studentul ăsta la teologie, nu? N-a verificat să vadă, bă, să e bine prinsă sau nu e bine prinsă. Bunicul întotdeauna a verificat securea când plecam, pleca la pădure. Și nu se ducea la pădure dacă era vreun semn de întrebare în legătură cu securea dacă e fixată bine sau nu. E bine, cade Securea în, în, în apă și tânărul acesta leargă la Elisei, Elisei intervine și recuperează um, instrumentul ăsta vital pentru construcție, o, o recuperează într-un mod miraculos, Aruncă un lemn în apă și Securea plutește. E bine, povestea s-ar termina aici și și predica s-ar termina aici, dacă n-am avea o lecție extrem de importantă de, de învățat din pasajul acesta și am intitulat lecția din această seară Recuperarea uh, instru, 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 uneltelor pierdute. Recuperează-ți uneltele pierdute. Și avem de învățat de la tânărul acesta pentru că asta procedează cum trebuie ca să-și recupereze. Uh, această unealtă pierdută. Știe ce să facă. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, și ca indivizi, și ca biserică, noi suntem chemați de Domnul să facem o lucrare mare pentru El. Și cei mai mulți dintre noi ne-am pierdut instrumentele de lucru. Le-am pierdut. Știți că Dumnezeu a chemat și ne-a chemat pe toți să lucrăm la extinderea împărăției sale? Știți că ne-a trimis până la marginile pământului să o facem? Și ne-a dotat cu instrumentele lui de lucru. Ne-a dat unelte potrivite pentru asemenea lucrare. Marea nenorocire a bisericii de astăzi este că ea și-a pierdut. Și-a pierdut aceste unelte date de Dumnezeu pentru lucrare. De aceea, în această seară, v-aș îndemna să învățăm câteva lecții practice de la tânărul acesta, ca să intrăm din nou în posesia uneltelor cu care Dumnezeu ne-a dotat ca biserică. Nu ne putem duce să evangelizăm lumea fără instrumentele date de El, fără darurile Duhului Sfânt. Tot din succesul bisericii de astăzi este că încearcă să evangelizeze lumea și să meargă până la marginile pământului pe cheltuiala ei, cu instrumentele și cu uneltele pe care le are biserica la dispoziție astăzi. O, oh, și ne leudăm, sigur că da. Avem televiziune, avem radio, avem literatură, avem misionari, avem internet, nu? Toate le avem. Dar se pare că nu avem the cutting edge. Nu avem instrumentul pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Nu avem uneltele Duhului Sfânt cu care Dumnezeu, ne-a dotat ca biserică să putem cuceri lumea pentru o Evanghelie. Dacă biserica n-a cucerit până la ora actuală lumea cu Evanghelia, este că ea și-a pierdut darurile Duhului Sfânt cu care Dumnezeu le-a dat bisericii primare. În această seară, haideți să învățăm câteva lecții practice de la acest tânăr. Prim, în primul rând, ar trebui să fim îngrijorați de această pierdere care s-a petrecut. Nenorocirea este că nu suntem. Nu suntem deloc îngrijorați. Ce a făcut tânărul acesta? A, tri, a strigat disperat către Elisei. Domnul meu! Ah, domnul meu! Tânărul acesta n-a fost ca noi. După ce ne-am pierdut, darurile spirituale cu care ne-a dotat Dumnezeu pentru a lucra nu mai suntem îngrijorați deloc, ne-am găsit noi altceva de lucru, nu? Tânărul acesta putea să spună, mai dacă nu mai pot aia bărne, nu? Și așa nu mai am secure, mă apuc să rup niște crengi așa mai, mai, mici, nu? Îi asist pe ceilalți la lucrare, le dau sfaturi la el, cum să dea cu toporul pe care eu nu-l mai am. Se putea resemna, nu, am pierdut, am pierdut, mare lucru. Și așa nu era a mea. Slavă Domnului că n-am pierdut ce am avut eu. Tânărul ăsta este disperat de această pierdere. Eu cred că prima condiție ca biserica să recupereze darurile Duhului Sfânt pe care le-a pierdut este să devină disperată, să devină alarmată, să devină îngrijorată că nu le mai are. Apoi, în al doilea rând, biserica ar trebui să se îngrijoreze de pierderea darurilor duhovnicești, așa cum spuneam înainte, pentru că s-a așezat peste biserica de astăzi un fel de nepăsare la odiciană. Inventariem ceea ce avem. Cor avem, fanfar avem, or, cor de fete, de băieți, de pensionari, tot felul de coruri avem și formații, ok? avem internet, avem televiziune, avem comitete, avem de toate. Noi avem și sală de mese, slavă Domnului pentru asta. Okay. Avem de toate. Ai facem inventarul ce avem. Suntem bogați, așa e? Exact așa spuneau și cei din Laodicea. Exact asta. Ascultați-i. Nu duce în lipsă de nimic. Avem absolut tot ce ne trebuie. Și zice Domnul, nu știți că sunteți ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Wow! Faine complimente are Domnul pentru noi, nu? Ia mai enumerat o odată, cinci. Zdravene de tot. Și începe cu prima. Ticăloși. Ticăloși. A doua, nenorociți. A treia, săraci, orbi, nu vedem nimic și și goi. Hmm. Nici măcar nu știi că ești așa, spune Domnul. Biserica de astăzi trăiește această filozofie la odiciană. Avem tot ce ne trebuie. Yes! Ți-a rămas coada de la secure. Okay? Coada de topor ți-a mai rămas. Nu e mai rămas nimic. Dacă biserica și-a pierdut darurile Duhului sunt a pierdut tot. Dacă biserica și-a pierdut instrumentele primite de la Dumnezeu să evangelizeze lumea, rupem creci. nu? Ne uitam ce fac alții. Am pierdut tot. Avem niște false mângăieri, nu? Ne auto înșelăm fiecare zi, avem explicații, versete. O, unde doi sau trei, Domnul este în mijlocul nostru? Sigur că da, așa este. Prezența Lui spirituală este între noi. Dar unde este prezența Lui manifestată? Prezența Lui care face minuni, prezența Lui care vindecă bolnavi, prezența Lui care transformă lumea. Unde e prezența asta? oh, noi suntem Nicostanu, nu așa? Noi credem că darurile Duhului Sfânt n-au fost luate. Sigur că nu. Dar unde sunt astea? Îi condamnăm pe cesaționiști care nu cred că darurile au continuat de la apostoli în până astăzi. Dar noi practicăm un cesaționism practic în fiecare duminică la bisericile noastre. Pentru că am pierdut. We lost the cutting edge. We lost it. Și nici măcar nu suntem alarmați. Nici măcar nu suntem îngrijorați de pierderea asta. Ne amețim de fiecare dată cu ce avem noi. Haideți la noi că uite ce avem noi. Dar nu mai spune. Avem clădiri frumoase, confortabile, elegante, cu aer condiționat. Avem tehnologie, avem tot ce vrem. Noi așa bogați suntem. O, oh, ticăloșii de noi, nenorociți, săraci orbi și goi de noi. Pentru că atunci când am pierdut darurile Duhului sunt ca biserică, am pierdut tot. Și ar trebui să fim îngrijorați de treaba asta. În al doilea rând, tânărul acesta s-a dus să-și mărturisească pierderea. Ar trebui să ne mărturisim această pierdere. Ar trebui să avem gați să o spunem, măcar să o spunem. Tânărul student s-a dus la Elisei să-i spună ce s-a ce întâmplat. Grozav studentă este asta. Să te duci la directorul școlii, nu? Bă, ce o să-ți va întâmpla cu prestigiul tău? Ce o să va întâmpla cu numele tău acum? Ha, auzi, ai pierdut secură. Mă, nenorocitule, nici atâta lucru nu ești în stare să faci. Aveam un coleg, fost coleg de liceu, era profesor la Timișoara, la un liceu de matematică. L-am întâlnit la prima mea vizită în România și îmi spunea cu mare amărăciune că uh, în, uh, liceul lui erau tot felul de copii de oameni mari din Timișoara. Și zice, nu, nu știau matematică cât o botă, domnule. Nimic nu știau. Dar aveam ordin să-i trec. Și într-o zi am zis, la unuia dintre ei era fiul unui mare șef din oraș, i-am zis, mă băiatul, tu, 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 știi, tu, ce știi tu să faci, mă? spune ce știi să faci. Nici măcar asta nu știa ce știe el să facă. Ce mă, știi să mături. Da, zice asta, nu? Orice român se pricepe la mătură. Se uite, știi ceva? Ia mătura asta, du-te în curtea școlii și dacă o mături bine, te trec la matematică, mă. Te trec la matematică. Nu? Dar fă ceva bine, domnule. Fă ceva bine. Cum să te duci tu la directorul școlii și să-i spui că ți-ai pierdut securea? Oh, wow! Nu? Ce o să zic ăsta despre tine? Prestigiul tău, numele tău. Sau te duci la colegii tăi și spui, oh, mai, eu, lucrați băieți, Ah, ja, lucrați. Eu, eu, nu lucrez, eu mi-am pierdut secura. eu sunt în pauză acum. Hai, lucrați, că trebuie să lucrați și pentru mine, nu? Grozăvia aia prostească a colegului meu de clasă, nu? O, te duci la școală și spui că nu ți-ai făcut temele. Ba, ce grozav eram. era! cool, nu? Nu ți-ai făcut. N-am învățat nimic, nu? Ați auzit povestea Cum te ducea? Toți, nimeni nu știa nimic, nimeni nu a învățat nimic. Toți eram grozavi. Să vină profesorul ăla să îndrăznească la să ne asculte. Nu? Și venea ne asculta și ne patru. Când mi-a dat un patru, cred că a fost în clasa 10 -a. M-am răbdat, m-am dus la profesorul de franceză și am spus, ați avut onoarea să-mi dați primul patru în viața mea. Oh, oh, oh. La un umflat râsul pe ăla și spus, o, am să, să mai dau. <laughs> <laughs> și m-a mai dat, mi-a mai dat la de numă. Ăsta nu se pune să facă o scuză bună. Acum când trebuie să primi, predăm raportul de activitate, nu? Eu am o scuză excelentă, mi-am pierdut securea, sigur. Fiecare va spune cât copaci o tăiat. El a pierdut securea, el. El ar fi lucrat, nu? Dar n-au avut secure, domnule, nu? El ar... O... Mai mulți copaci cu oricine, dar ce să faci nenorocit aia de secure? Tânărul ăsta s-a dus la Elisei să-și mărturisească pierderea, cinstit, corect. Cred că datoria bisericii de astăzi ar fi să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și mărturisească această pierdere. O, este o pastilă foarte amară de înghițit așa -i? Să te duci tu și să spui, Noi biserica pentru că o sală ne-a pierdut darurile duhovnicești în care credem. Ne facem de râs, o să râdă frații baptiști de noi. O să râdă ortodoxi de noi, o să râdă catolice, o să râdă lumea de noi. nu e așa? Mergem la convenții, cum mergem acum la Detroit, o să auzim fapte mari de vitejie, dar securele noastre toate notă pe fundul unei bălți undeva. Ok? We lost the cutting edge. We don't have the guts să ne ducem și să spunem am pierdut-o. Avem predicuțe, avem fraze, avem lozinci. La bolnavi rămân tot bolnavi. Și lumea mai rămâne tot neevanghelizată. Pentru că nu, noi lucrăm cu ce avem noi. Nu? Cu ce ne-a mai rămas noua. Nu lucrăm cu ce ne-a dat Domnul. Lucrurile pe care le-am pierdut. Trebuie să admitem... Că nu putem face lucrarea lui Dumnezeu fără instrumentele date de Dumnezeu. Trebuie să o recunoaștem că nu putem să evangelizăm lumea cu resursele noastre, cu darurile noastre și cu instrumentele noastre. Lumea va fi evangelizată și cucerită cu ceea ce Duhul Sfânt a dat Bisericii sale, darurile cu care el a înzestrat-o. Și ar trebui să mărturisim această pierdere, cum a făcut acest tânăr. Trei. Ar trebui să dăm socoteală. Ar trebui să știm că vom da socoteală de lucrurile împrumutate. Știți că Securea era împrumutată, nu era a lui. A luat-o pentru lucrarea care o avea de făcut în casa lui Dumnezeu. Din moment ce pierde Securea, își dă seama că va trebui să dea socoteală. Nu putea duce altceva înapoi. Pe vremea aceea, un fier de secure costa bani grei, nu avea oricine. Filistenii aveau mai mult fier prelucrat decât avea Israelul. O fi luată de la un filistean, nu știu. Dar știe că trebuie să dea înapoi, știe că va păta, își va păta reputația, știe că data viitoare când va bate la ușa acestui om, să ceară ceva, și se va spune I'm sorry, nu ți-am dat eu luna trecută secură. Unde-i? Nu are resurse să înlocuiască securea asta cu altceva. Puterea și uneltele cu care lucrăm, știți că nu sunt ale noastre, știți că le-am primit în prumut, Știți că le avem de la Duhul Sfânt, sunt ale Lui, sunt darurile Duhului Sfânt, nu ale noastre. Știți că va trebui să dăm socoteală înaintea Lui Dumnezeu de ele? Știți că trebuie să ne prezentăm înaintea Lui cu ce ne-a dat El? Progresul evangelizării lumii reflectă pierderea acestor daruri. Fiecare duminică ne rugăm pentru o țară. Astfel ne-am rugat pentru Laos. Nu știu dacă țin o minte, dar zicea că sunt 93 de dialecte de limbi diferite într-o singură țară. Știți că Biblia e tradusă pentru vreo două sau trei din ele? Este una dintre marile țări neevangelizate ale lumii. De ce rămâne evangelizați acești oameni dar noi avem televiziune, avem radio, avem... Wow! Tu te să vezi în ce colibă locuiește omul ăla. Du-te să, să afli că el nici nu a auzit că există radio, probabil, cu care tu te l-au auzi. Du-te să afli de, că el nu știe să citească, chiar dacă îi pui o Biblie în brațe, el nu știe să o citească. Știți că oamenii aceștia nu se întorc la Dumnezeu prin instrumentele noastre, prin eforturile noastre, prin ce facem noi? Ăștia se întorc datorită Duhului Sfânt care le schimbă inimile, dar datorită darurilor miraculoase care însoțesc Evanghelia. Misionarii din lumea aceasta au nevoie de training, este adevărat au nevoie de pregătire, au nevoie de bani, au nevoie de resurse, este foarte adevărat, dar au nevoie de darurile Duhului Sfânt să se ducă, să evangelizeze sufletele acelea. Dacă lumea nu este evangelizată la ora actuală, este că biserica și-a pierdut. The church lost the cutting edge. Ne-am pierdut puterea, ne-am pierdut darurile cu care Dumnezeu ne le-a dăruit. De aceea lumea nu este evangelizată. Dacă evangelizarea lumii ar fi mers în același ritm cum a mers în timpul bisericii primare, lumea era evangelizată prin anul 3400. Întreaga lume era creștină. Dar ne-am pierdut instrumentele de la Dumnezeu, am devenit biserică de stat prin Constantin, am făcut preoțime, am făcut biserici, am făcut altceva decât ceea ce ne-a dat Domnul să facem. Am apelat la resursele noastre, și am devenit bogați și am crezut că nu ne mai lipsește nimic. Și am fost ticăloși, și am fost nenorociți, și am fost orbi, și goi, și săraci, și lipiți pământului. De aceea lumea arată cum arată, pentru că biserica și-a pierdut puterea, biserica și-a pierdut darurile Duhului Sfânt. Church lasă de cutting edge. În al patrulea rând, ar trebui să ne întoarcem la locul pierderii. Elisei este un om al lui Dumnezeu special, omul lui Dumnezeu întrebat, unde a căzut? Unde a căzut? Vom recupera cele pierdute din locul în care le-am pierdut. Ar trebui să redescoperim motivul adevărat al lipsei noastre de putere. Și fiecare dintre noi știm exact locul și ziua când a plecat Duhul Sfânt de la noi, când ne-a părăsit puterea, când ne-au părăsit, ne -au părăsit darurile. Fiecare știm lucrul ăsta. Știm locul unde a căzut securea, unde a căzut darul care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Am putea să-l identificăm cu precizie. Știm bine păcatul care l-a alungat pe Duhul Sfânt de la noi. Știm bine prioritățile greșite care le-am stabilit de nu mai suntem ceea ce am fost și ceea ce a vrut Dumnezeu să fim de la bun început. Este nevoie de onestitate pentru a ne întoarce la locul pierderii. Nu mai putem continua cu fariseismul acesta. Oh, nu s-a întâmplat nimic, nu-i mare lucru, o oh, se cure, dar mai avem altele. Nu? Biserica de astăzi a ajuns un Samson fără putere care își aduce aminte de faptele glorioase de altă dată, vorbim despre ele, citim despre ele din faptele apostolilor, îi preamărim și glorificăm pe apostolii plini de puterea Duhului Sfânt, dar noi suntem niște samsoni legați la râșnița acestei lumi, la râșnița unei religii, orbi, goi, Probabil cuvintele mele sunt foarte aspre în această seară, dar le, le spun în, în dreptul meu. Le spun despre ceea ce văd și simt în, în, în jurul meu cu celelalte biserici. În al cincilea rând, ar trebui să avem o întâlnire cu Domnul care face minuni. Va trebui să avem o întâlnire cu Miracolul, cu Dumnezeiescul. Elisei taie o bucată de lemn și o aruncă în locul în care a pierdut securea. Ciudat, securea aceea de metal plutește acum pe ape, în locul unde a căzut și în locul unde a fost aruncat lemnul acesta tăiat de profetul Elisei. Tânărul profet apucă securea și recuperează pierderea care a avut-o. Sunt convins că din momentul acesta are o grijă sfântă de ea. Să uite bine cum e fixată coada de acum încolo. Are grijă de secure de acum încolo. Cred că biserica de astăzi ar trebui să aibă o întâlnire cu miracolul, cu, să fie confruntată de divinitate, de Dumnezeu. Ar trebui să ne întoarcem înapoi la lemnul crucii care ne va ajuta să recuperăm uneltele pierdute. Lemnul crucii, la locul unde le-am pierdut, locul acela unde am păcătuit, locul acela unde ne-am îndepărtat de Dumnezeu, locul acela unde am hotărât altceva decât a vrut Dumnezeu, întorși la locul acela, îngenuncheați în fața crucii Mântuitorului, într-o pocăință adevărată, există șanse să recuperăm ceea ce am pierdut. Ar trebui să refacem altarul rugăciunii, pentru a recupera darurile spirituale pe care nu le mai avem La locul acela, pe genunchi, unde le-am primit altă dată, înapoi la poala crucii, unde am fost iertați atunci când am păcătuit, atunci când am venit prima oară la Domnul. Avem nevoie de o a doua șansă și știu că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu a, a, doua șanse, ne mai oferă o șansă. Sper că biserica de astăzi, din aceste zile, se trezește. Poate că folosește, va folosi Dumnezeu instrumentele lui să ne trezească. Știți că Apostolul Petru dormea în pușcărie și a căpătat un ghiont de la Îngerul Domnului, i-a tras una să-l trezească. Probabil că biserica are nevoie de un ghiont puternic. S-ar putea ca unul dintre aceste semnale de trezire, să fie această decizie a Curții Supreme de a legaliza căsătorile homosexuale. S-ar putea să ne trezim, să ne dăm seama unde am ajuns. Știți că decizia aceasta este atât de nefastă, atât de cumplită, va crea un domino-efect peste tot, în, în toate organizațiile creștine. Seminarii biblice care au. Nu te poți duce la seminar fără să duci o viață sfântă și ea te pune să semnezi cum ai intrat pe porțile seminarului, că nu curvești, nu bei, nu faci droguri și așa mai departe. Și nu, te, nu ești homosexual. Știți că sunt forțate de guvern la ora actuală seminarii biblice creștine să șteargă codul ăsta de etică, să nu mai zică nimic despre homosexual. Știți că seminarii biblice creștine care aveau familii, care aveau cămine pentru familiști, pentru soț, soție, sunt obligate să ofere cămin pentru Gheorghe și Ion, acum, care scăsătoriți. Dacă refuze asta, nu mai primesc bani de la guvern. Dacă refuze asta, ești în pericol să sperzi statutul de non-profit Păstorilor ni se va interzice să mai spună că homosexualitatea este păcat. Va trebui să ne schimbăm Bibliile, nu? Pentru că așa vrea cineva de la Washington, care se crede mai mare decât Dumnezeu, care a inspirat Sfânta Scriptură. Nu este ușor, dar nu putem să revenim la darurile care ne le-a dat Duhul Sfânt decât refăcând altarul rugăciunii. Nu vom putea recupera decât pe genunchi aceste lucruri care noi le-am pierdut și care sunt esențiale, poate zic Dumnezeu ne va da un ghiont puternic să ne trezim și să ne apucăm din nou de rugăciune și să începem să-L căutăm din nou pe Domnul. Și în ultimul rând, a trebui să ne reconsacrăm Domnului într-o lucrare cu toată inima și cu tot devotamentul. Tânărul acesta și-a reluat lucrul împreună cu colegii lui, dar nu cred că a mai fost același. Este special în tot grupul acela de fii ai prorocilor. Cum dă el cu secure, nu mai dă nimeni acum, pentru că el a văzut minunea lui Dumnezeu în viața lui. I-a restabilit Dumnezeu onoarea, cinstea. A fost recuperată nu numai Securea, a fost recuperat un om. Putea să fie un om compromis de pierderea aceea avută și acum ține în mâna lui Securea pe care a căpătat-o printr-o minune. Redobândirea darurilor Duhului Sfânt ne va face conștienți de valoarea lor. Poate că trebuie să pierzi ceva să-ți dai seama că e important. nu e așa? Întrebați pe cei care și-au pierdut soțul, soția, copiii, prietenii. Pe cei care și-au pierdut geabul, și-au pierdut ceva. Doamne, dacă printr-o minune s-ar putea repara pierderea asta, nu? Ce mult am ține la ceea ce am pierdut ce mult am ține la ceea ce am pierdut. Dar întrebarea mea în această seară este următoarea. Cât de determinat suntem noi să recuperăm cele pierdute? Cât de determinat suntem? Eu am impresia că nu prea suntem determinați. Ne place cum suntem. Să nu ne tulbure nimeni. Să nu ne tulbure nimeni liniștea noastră. Vila biserică, aer condiționat, cântă muzica, auzi o Predică, care îți place, tot este ok. Dai și un dolar și mergi acasă. Dacă dau ăștia pizza în seara asta, e și mai grozav. Poate să te mulțumiți cum suntem. Dar Domnul nu este mulțumit. Lumea nu este mântuită. Noi nu ne-am găsit împlinirea. Noi nu suntem acolo unde ne vrea Domnul să fim. Ar trebui să luptăm împotriva acestui spirit la odician, împotriva resemnării. Ar trebui să ne oprim să nu mai așteptăm de la alții să facă minuni. Dumnezeu vrea să facă minuni cu tine, prin tine. Dumnezeu ți-a dat același daruri ca și celora care continuă să lucreze cu ele. Seara aceasta vreau să spun câteva lucruri în concluzie. Numărul unu fără uneltele date de Duhul Sfânt, nu putem lucra eficient pentru Domnul, să fie foarte clar. Dacă crezi că astea nu mai sunt în istorie, este treaba ta și este erezia în care continui să mergi. Dar dacă crezi că astea sunt și au rămas în istorie și nu lucrezi cu ele, ești mai nenorocit ca primul care nu crede că ele există. Este un cesaționist prin practică, nu prin teorie. Nu putem continua să facem lucrarea lui Dumnezeu ca să fim eficienți, fără darurile Duhului Sfânt cu care El a dotat Biserica Lui. Să fie foarte clar. N-ar trebui Biserica de astăzi să-și mai investească, eu știu, planificările și, și visele și resursele pe cine știe ce proiecte. Este un singur proiect să recuperăm ce am pierdut. Get back the cutting edge. Pune mâna din nou pe instrumentele pe care ți le-a dat Dumnezeu, fără înapoi de ele. Asta, asta ar trebui să fie singurul program, singura idee. Da, frate, dar e greu. Dacă avem miercuri seara rugăciune, nu venim, că suntem obosiți. Duminică dimineața, iar am stat la filme până târziu, sâmbătă noaptea. E greu, fo foarte greu, sigur că da. Azi e grea. Dar fără uneltele date de Duhul Sfânt, nu putem lucra eficient pentru Domnul, să fie foarte clar. Putem face orice. Ne uităm la bisericile mari, băi, extraordinar, oare de ce merg alea? Păi să-i da, pentru că ia uite ce gândire, ce planificare, ce fantastic, tehnologie, ecrane, biserică pentru bărbați, biserică, ia, sună foarte bine. Și păcălim lumea for a while. Dar oamenii nu se schimbă datorită nouă predicilor noastre. Duhul Sfânt este acela care schimbă oamenii. Darurile Lui fac biserica eficientă. Numărul 2. Fiecare dintre noi știm motivul pe care nu le mai avem. Fiecare dintre noi, dacă le-am avut odată, știm bine de ce nu le mai avem. Am dreptate sau nu? Fiecare știm de ce. Știm ziua de ce a strigat David disperat, nu lua Duhul tău de la mine? Pentru că era o zi în care David putea să rămână fără Duhul Sfânt, în ziua aia. Și David știa exact ce s-a întâmplat și unde și cum. Știa exact. 3. A trebuit să revenim la locul unde le-am pierdut. Să identificăm cauza, corect, cinstit cu cărțile pe masă. Patru, pocăință la picioarele crucii ne va ajuta să le recuperăm. Știu că este o pastilă amară, așa cum spuneam, să recunoaștem și să ne pocăim, dar nu se poate fără ea. E o mare nevoie de o reconsacrare în a lucra pentru Domnul cu uneltele date de El. Ar trebui să ne reconsacrăm, să ne redăruim lucrările lui Dumnezeu. Pentru că dacă biserica de astăzi are nevoie de ceva, ea trebuie să-și recupereze darurile Duhului Sfânt pe care le-a pierdut. Este indiscutabil. Cred că în seara aceasta putem învăța din întâmplarea de la Iordan acest lucru extrem de simplu. Ca să fii eficient, you have to have the cutting edge. Trebuie să ai dotarea cu care ți-a dat-o Dumnezeu. Secura împrumutată de El. Instrumentul, unealta dată de El pentru a fi eficienți în împărăția Lui. Dacă am pierdut-o, singura cale este să o recuperăm. Lăsați filozofiile prin care vrem să înlocuim, să uităm, să spunem că așa s-a întâmplat. Nu! Nu putem să fim mulțumiți ca și biserică dacă nu recuperăm ceea ce am pierdut. Și asta este lecția, cred eu, pe care Domnul a vrut să ne învețe în această seară. Vreau să vă invit să ne ridicăm la rugăciune și în rugăciunea aceasta să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune în zilele care vin, să ne identificăm exact locul și cauza pentru care nu mai avem darurile cu care Domnul ne-l-a dăruit și să ne ajute să ne pocăim, să ne ajute să le recuperăm. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să revină în biserica de astăzi, să o umple cu putere și să dăruiască bisericii Harul a doua șansă de a-și recupera darurile pe care ea le-a pierdut. Să ne rugăm Domnului!